Eu sunt Ana, bine ați venit pe canalul meu sau revenit după caz. Astăzi vreau să vă prezint acest machiaj de zi simplu de realizat, plus un tip cum să hidratăm tenul. Mai ales că acum este foarte cald, vă recomand acest mist de la Saint Pre, pe care îl puteți folosi și seara ca și mască. Să-l lăsați până a doua zi, dimineață doar mai reveniți cu puțin și începeți să vă machiați. Dacă vă place acest look, vă invit în continuare să vedeți cum l-am realizat. Ok, înainte să trecem efectiv la machiajul ochilor, voi folosi acest mist de la Saint Pre, care este un mist foarte hidratant și l-am folosit înainte de fondul de ten și îl mai folosesc o dată acum pentru fondul de ten. De la distanță, pentru că facem un machiaj de zi și ne dorim să fie rezistent, am mai aplicat o dată mistul. Haideți să trecem la paletă. Voi folosi paleta aceasta de la BH Cosmetics, iar nuanțele vor fi acest piersiciu în, pe arcadă și maroul. Da, maroul de lângă el, în colțul exterior și în partea de jos sub ochi voi folosi acest mauve. Iar pentru side voi folosi de la paleta Dior această nuanță deschisă. Hai să vedem dacă pune fox. Ok. Bun. Haideți să începem. O să vă las în descriere produsele folosite și ca fond de ten, chiar dacă nu vi le-am prezentat. Acum vi le las în descriere. Ca să avem o bază bună pentru machiaj și machiajul să reziste toată ziua, voi folosi un concealer pe plapa mobilă pe care îl voi difuza pentru a nu fi prea rigid. Mai ales în perioada aceasta că este foarte cald și transpirăm repede, ca să nu se strângă fardul, folosim o bază de machiaj, merge foarte bine și concealer. Eu am un Tarte Chrisless, dar nu este obligatoriu să folosiți așa ceva, orice fel de concealer aveți voi. Eu l-am folosit și sub ochi, același concealer, puteți să-l folosiți și voi. De asemenea, pentru că am cearcănele foarte mari, am folosit mai întâi, pentru a acoperi cearcănele, acest concealer de la Makeup Forever, care este o nuanță piersicie. Și apoi am venit cu Tarte pentru a acoperi cearcănele. Bun, difuzăm bine și spre arcadă concealerul. Trecem la aplicarea primei nuanțe. Pentru prima culoare voi folosi această pensulică plată, dar pufoasă, pentru a începe din colțul exterior spre interior. Chiar sub arcadă venim cu culoarea deschisă și mă opresc aici, în colț. Nu merg un machiaj alungit, astăzi vom face un machiaj rotund. Fiind un machiaj de zi, nu merg cu el foarte alungit. Dorim mai multă intensitate, aplicăm mai mult piersiciu. Până suntem mulțumiți de intensitatea culorii. Așa, iar acum voi veni cu aceeași pensulă în colțul extern, pentru mai multă profunzime, având în vedere că am ochii și căzuți. Pentru mai multă profunzime venim cu maroul în colțul exterior. Și în pliu. Îl difuzăm în pliu. La fel, pentru mai multă intensitate mai punem. Acum vin cu culoarea aceasta de la paleta Dior. Voi puteți să folosiți orice culoare aveți voi. Și voi folosi degetul pentru aplicare, întrucât se aplică mai bine. Și o să vin cu fardul sidefat până în maroul meu. Și nu urc mai mult decât plapa mobilă cu această culoare sidefat. Acum,
Pentru a pune fard și sub ochi, voi folosi această pensulă plată mai micuță de la NYX și voi veni cu culoarea aceea mai închisă, mă învulie să-mi iau și o oglinduță. Și venim exact la baza genelor. În ceea ce privește culoarea de sub ochi, dacă aici avem ochiul puțin umflat sau avem o dungă, putem veni cu culoare pe toată acea porțiune, pentru că se va vedea mult mai bine la final. Și venim difuzat în colțul interior. Mai multă culoare în colțul exterior. Cam așa. Și vedeți, deja ochiul acesta pare mai deschis. Pentru mai multă profunzime, o să vin cu puțin highlighter din paleta aceasta de la NYX. Three Steps to Sculpt. Și folosesc această culoare ca și contur permanent. Așa că vom lua o pensulă plată micuță cu care să venim aceasta. Cu care să venim în interior. Aceasta subțire și plată. Și venim cu această culoare în interiorul ochiului pentru a da mai multă profunzime. De asemenea, voi veni și cu această pensulă, care este tot plată, dar puțin pufoasă, pentru a aplica highlighter și pe arcadă. Chiar sub sprânceană. Pentru a da mai multă luminozitate. După cum se vede. Aplică mascara Better Than Sex de la Too Faced. Este mascara mea favorită. Voiam să spun Rimmel, dar știu că nu este corect. Rimmel. Așa că voi folosi termenul corect și vă spun că este mascara mea preferată, care este gata. Va trebui să-mi iau alta. Aplicăm și jos. Nu știu dacă toată lumea preferă, dar eu nu pot să stau fără să aplic și jos mascara. Se vede diferența între ochiul aplicat și ochiul neaplicat jos. Vin și cu highlighterul, același pe care l-am folosit pe arcadă. Și venim exact pe pomete și puțin pe frunte. Dacă avem acnee sau pori foarte deschiși, nu folosim. Mai bine venim cu un blush puțin sidefat. Eu am folosit deja contur și blush, acum vin doar puțin cu highlighter. În general, pe nas nu se aplică highlighter. Dacă nu vrei să-l scoți în evidență prea mult, dar facem o excepție. Venim cu highlighter și deasupra buzei. Și în bărbie. Pe punctele de volum. Vârful nasului și aici. Acestea sunt punctele de volum. Ok. Voi folosi acest ruj de la Cupio. Îmi place extraordinar de mult nuanța. Și revin imediat cu look-ul final. Acesta este look-ul final. Sper să vă placă. Ce vă mai recomand pe timpul zilei? Dacă vă este foarte cald sau simțiți că sunteți deshidratate, vă recomand acest spray
cu apă termală de la Aven. Există și varianta mică la 10 lei pe care poți să-l ții în poșetă, îl aplici puțin și gata. Haideți să aplicăm și noi puțin la sfârșit. Acesta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul